Românii câștigă mai bine, dar pot cumpăra tot mai puține lucruri, conform datelor Institutului Național de Statistică. Pentru că majorările salariale nu au ținut pasul cu creșterea prețurilor, puterea de cumpărare scade de la o lună la alta. Din păcate, sunt mulți cei care n-au mai primit nimic la salariu, astfel că românii cu venituri mici sunt cei mai afectați de inflație ajunsă la aproape 8%. Salariul mediu net a ajuns în octombrie la 3.544 de lei. A crescut în ultimul an, astfel că este mai mare cu 6% față de anul trecut. Salariile nu au ținut pasul cu scumpirile însă. Prețurile sunt mai mari în medie cu aproape 8% față de toamna anului trecut și au crescut mai mult decât câștigul mediu. Cu alte cuvinte, la fiecare 1000 de lei câștigați, avem în plus 60 de lei, dacă punem la socoteală creșterea medie salarială anunțată de INS. Însă cum inflația a ajuns la aproape 8%, pierdem 80 de lei din creșterea prețurilor. Deci avem în minus 20 de lei față de anul trecut. De exemplu, o persoană cu un salariu de 3500 de lei, cât este cel mediu, își permite acum să cumpere mai puțin cu 70 de lei. Deci ar trebui să renunțe lunar la aproximativ 11 litri de benzină, de pildă. Cum salariile au crescut doar în câteva domenii, cei mai afectați de scumpiri sunt cei cu venituri mici. Se spune, în teoria economică, că inflația este un hoț nevăzut care fură bani din buzunarul tuturor. O persoană cu venituri sub medie, ale cărei venituri se duc în proporție de 70-80% pe alimente, întreținerea casei și câteva alte lucruri, acela a resimțit în anul acesta mult mai puternic impactul inflației. Gazele și carburanții sunt în topul scumpirilor, care se reflectă tot mai mult și în mâncare. Uleiul și cartofii au prețuri mai mari cu peste 20%, dar și pâinea este mai scumpă cu aproape 10%. Iar producătorii spun că de nevoie vor mări prețurile și în lunile următoare. A intervenit și scumpirea materiei prime, respectiv prețul grâului aproape s-a dublat, și implicit prețul făinii a crescut și normal se duce mai departe în pâine. Suntem speriați de ceea ce se întâmplă, pentru că niciodată nu s-a întâmplat ca să avem aceste scumpiri așa de mari și așa de multe, atât la utilități cât și la materia primă. În ianuarie sunt așteptate creșteri pentru salariul minim, pensii și alocații, însă băncile centrale cred că scumpirile vor persista tot anul viitor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.